Pandemia a fost o încercare grea pentru copii, chiar dacă suferința lor nu e evidentă în multe dintre cazuri. Au fost adolescenți care au declarat că au avut nevoie de mai multă susținere, chiar dacă părinții au fost în preajma lor fizic. Au fost copii de vârste mai mici care ei preiau mai ușor emoțiile de la noi, dincolo de ceea ce le spunem noi în mod rațional. Reprezentanții elevilor spun că e nevoie ca numărul consilierilor psihologici din școli să crească, iar la cursuri să se vorbească despre sănătatea mentală sau agresiunea din familie. Mai mult ca niciodată am simțit faptul că suntem poate demotivați sau poate faptul că nu mai avem energie să facem ceea ce făceam înainte. Este foarte important ca legea să fie respectată și să se suplimenteze posturile de consilier școlar. Să se eficientizeze și să se profesionalizeze acele comisii privind combaterea violenței și așa mai departe în unitățile școlare. Să existe și niște repercusiuni în condițiile în care nu vor funcționa și niște sancțiuni prevăzute conform legii. Măsurile propuse de specialiști se vor regăsi într-o ordonanță de urgență. Mă refer la introducerea în tematicile școlare a unor subiecte legate de managementul emoțiilor, de relaționarea sănătoasă. Copiii vor avea acces gratuit la terapii și psihoterapie atunci când sunt identificați cu tulburări emoționale. Apoi vorbim de o serie de aplicații mobile online pe care copiii le pot accesa atunci când se află în pericol. Programul Național de Suport pentru Copii în contextul pandemiei de COVID-19, din grijă pentru copii, e gândit pentru 2 ani, dar în funcție de rezultate va fi prelungit și îmbunătățit.